Bine ați revenit la mobilisimă.ro Încă un telefon pliabil este aici Huawei Mate X2 sosit. Prezentat prin februarie El aduce două noutăți importante în lumea telefonelor care se îndoaie Un procesor de 5nm O premieră Pentru telefoane de acest tip Și o cameră periscopică Cu zoom optic 10x Este cea mai de sus Aici în spate dacă o vedeți S-a schimbat și formatul față de Huawei Mate X și Mate XS Acest Mate X2 se închide așa. Și acesta este ecranul extern. Iar dacă vreți acces la ecranul principal, OLED de 8 inch, îl deschideți ca o carte. Predecesorii lăsau ecranul pe afară, predispus la zgârieturi, și când îți trebuia, deschideai telefonul. Atunci aveam infolding, acum avem outfolding. Prețul oficial recomandat este pe la 2300 de euro. Avem noutăți la nivel de balama, Terminalul a fost deja setat și o să vă spun ce este în cutie și câteva impresii despre acest telefon după o zi de utilizare. Am și benchmark-uri, am și un joc să vă arăt, dar și multe detalii, în special despre ecran, construcție și, de ce nu, chiar și despre cameră. Gata cu vorbăria, eu zic să îi dăm drumul chiar acum. Așa arată Huawei Mate X2 văzut de aproape în formatul deschis. Iar dacă îl închidem, arată astfel. Spatele amintește de un Huawei P40 Pro, în special prin faptul că avem și o cameră periscopică aici, iar în zona frontală arată în acest mod ca un smartphone normal, doar că mult mai gros pentru care aceste două porțiuni suprapuse. A se remarca se soluția Zero Gap, adică nu avem un gol între aceste două secțiuni ale telefonului, cum am văzut la alte pliabile. Mai multe despre asta în curând, e un unboxing, așa că hai să vedem ce e în cutie. O cutie elegantă, neagră, pe care scrie Leica, este un co-branding de ceva vreme, de la Huawei P9 încoace, pe partea de camere. Iar în această cutie găsim următoarele. Începem cu niște manuale Apoi avem cheița, ce oferă acces la sloturi, nano SIM și nano memory, dar și această husă care vine și cu un kickstand, un suport special pentru a propti telefonul în cazul în care vreți să vizionați filme sau să stați pe web, să faceți browsing sau alte tascuri. Ok, cam atât în această secțiune a cutiei. Nimic e și din comun până acum. Și hai să punem și cheița la loc, sperând că nu vom pierde în ambalaj. Este un ambalaj sobru, serios, elegant. E ceva de genul cum ai primi la un parfum, o cutie de trabucuri, ceva de genul ăsta. E, acum în partea a doua se deschide astfel și aici găsim încărcătorul cu o putere familiară. În primul rând are acest conector USB-A, apoi 66W, e bine cu un alimentator de acest tip venea și Mate 40 Pro anul trecut și o să aveți nevoie de adaptor aici pentru a putea să-l conectați la priză. Ni se promite Huawei Supercharge, și om avea noi 66 de dar telefonul știe până la 55. Ok, asta este cablul de la USB-C la USB-A, îl conectăm la încărcător și de ce nu și la PC și da, avem și o pereche de căști care cred că e ușor de ghicit că ne oferă conector USB-C pentru că pliabilul nu mai are loc. La cât de multe componente are, nu mai are loc și de jack audio. Bun, acum o să trecem la partea cu adevărat interesantă a acestei prezentări. Spuneți unboxing, spuneți pre-review. Vreau să vă informez cât mai multe lucruri despre acest telefon pliabil nou sosit în redacție. Huawei Mate X2 vine după un Mate X și un Mate XS. A reinventat formatul. Predecesorii săi direcți erau telefoane care se pliau spre interior, in folding. Ăsta este outfolding. La celelalte modele, ecranul rămânea pe exterior atunci când închideam telefonul. Aici ecranul este la interior. Și avem de face aici cu panou OLED de 8 inch, acesta de la interior. În vreme ce ecranul exterior este un tot OLED, doar că de această dată unul de 6,45 inch. Hai să vorbim puțin despre design dacă vreți să știți dimensiuni, atunci când telefonul acesta este închis, când pliabilul este închis, el măsoară 14,7 mm. Destul de gros, dar în limite rezonabile pentru segmentul telefonelor pliabile. Când îl deschidem, discutăm despre o grosime un pic mai rezonabilă de 8,2 mm. Cântărește 295 de grame, se apropie periculos de mult de 300 de grame și aș spune că cea mai grea parte este aceasta cu camera, ca să zic așa, trage spre dreapta, spre această porțiune care include camera. Depinde foarte mult și cum îl ții, dacă îl ții așa simți greutatea în partea dreaptă, dacă o să îl ții așa, este o greutate un pic mai bine echilibrată. Eu prefer abordarea asta, dar să nu fi tentat să-l îndoi așa, că este prăpăd. Dacă vreți să vorbim despre materiale, evident că este o combinație de sticlă și metal, aluminiu, sticlă în față, sticlă și în spate și aluminiu pentru ramă. Huawei nu ne-a informat ce fel de protecție este aplicată pe ecran, eu aș estima că e vorba despre un strat de plastic, nu este vreo tehnologie nouă sau ieșită din comun. Dacă vreți să mai vorbim despre design, balamaua mi se pare foarte discretă acum și hai să trecem pe un fundal alb să vedem în ce măsură se vede acest pliu de pe mijloc mi se pare că nu e foarte vizibil chiar și pe acest fundal deschis la culoare ceea ce este o mare realizare adâncitura este minimă și cred că este cel mai plat ecran de telefon pliabil în general dacă tăram degetul pe ecran găseam acel șanțuleț la alte modele aici cu greu îl simt și asta ar fi o realizare tehnologică nici nu prea se vede foarte mult decât dacă încep să-l îndoi abia atunci îți dai seama cam pe unde se îndoie, se pliază ecranul după cum spuneam, o balama foarte discretă și care lasă 0 gol aici. Am înțeles că ar fi un sistem numit teardrop și că ar fi pe bază de, țineți-vă bine, un aliaj special care implică printre altele și zirconiu și liquid metal pentru a face treaba asta posibilă. Nu știu dacă și Huawei a folosit ca și Samsung această soluție cu perișori pentru a curăța impuritățile. Pot doar să presupun că da, sau să sper. Uh, cred că am terminat cu designul. Pot să vă mai zic și că spatele atrage destul de multe amprente, așa că ar fi bine să-l curățați. Iar modulul camerei este destul de mult în relief, lucru justificat de camera asta periscopică și ce cameră, zoom optic 10X. Hai să vorbim acum despre ecrane. Voi începe cu cel interior subliniem din nou faptul că nu știm ce protecție are acest display contra zgârieturilor. Știți doar că la început, la primul setup, mi s-a recomandat să nu apăsăm foarte tare pe el și să avem grijă ce obiecte se freacă de acest panou. Este un OLED de 8 inci cu refresh rate de 90 Hz și rezoluțiile 2480 pe 2200 de pixeli. Na, acum ecranul exterior, acest așa numit cover screen pe care le vedeți aici, are un decupaj în zona de sus pentru camera selfie și are o diagonală de 6,45 inch, rezoluție de 2700 pe 1160 de pixeli și eu am făcut și un test de luminozitate și sunt ambele cam pe la 560-550 de lux, este în trecut clar Huawei Mate XS care era undeva pe la 400 și ceva de lux și suntem în jurul lui Galaxy Z Fold 2 care și el era pe la 500 și ceva de lux cu luminozitatea. În principiu cam cu 10 lux peste Galaxy Z Fold 2. Dacă vrei să umbli la aceste ecrane ai și câteva opțiuni utile aici. Poate cea mai importantă și utilă este cea legată de scalare. Știu, poți să umbli la culori poți să și la Sleep, Eye Comfort, Dark Mode, dar după cum am zis, App Scaling e foarte important în alegerea modului de afișaj. Spre exemplu, la Asphalt 9 poți să optezi full screen, 4x3 sau 16x9, dar te vei trezi cu acele bare negre inerente acestei alegeri. Ei, acum trecem la interiorul smartphone-ului. Era să fac un soi pentru app drawer, în nu e cazul. La interior o să găsim un procesor familiar. Avem aici un procesor Kirin 9000 de 5 nanometri. L-am văzut și pe Huawei Mate 40 Pro anul trecut. Este primul telefon pliabil cu un procesor de 5 nanometri. Iar pe lângă acest CPU mai primim și 8 GB de RAM și 256 GB de stocare extinși cu acel card nano memory. Țin să vă spun că nu avem parte de absolut deloc lag, absolut n-am avut nicio problemă în acest capitol cu smartphone-ul de față. Indiferent că ai nevoie de jocuri, că faci multitasking, că folosești aplicații de tip Office, productivitate, videoconvorbiri, mai știu eu ce, sau că faci multe update-uri, nu o să te întâlnești cu vreun pic de lag, freeze, stutter sau altele de gen. Am făcut și niște benchmark-uri în cazul în care sunteți curioși și hai să aruncăm o privire asupra lor. Nu vreau să fac spoilere, hai să o luăm pe rând. O să începem cu Geekbench 5, Acestea sunt rezultatele și avem 950 cu 3387 în single core și multicore. Cum ne raportăm? Păi hai să vedem. Suntem sub Galaxy S21 Ultra cu single core-ul și sub el și cu multicore-ul, dar aflați că um, în același timp l-am depășit pe predecesorul Huawei Mate XS care avea 770 cu 3011, în vreme ce Z Fold 2 are 970 aici, sau mai bine zis 979, cu 3118. Scorurile sunt foarte apropiate, în principiu utilizatorul de rând nu o să simtă diferențele acestea. Cert e că am bătut Huawei Mate Xs, dar nu cu un foarte mare. Ăsta este Geekbench 5, hai să vedem cum stăm în AnTuTu. Aici deja ați văzut un spoiler. Asta este scorul 671.000 de, de, puncte. E cu 30.000 de, de, puncte mai mult decât Galaxy S21 Ultra și cu 75.000 de mii mai multe puncte decât Galaxy Z Fold 2. Cu o mențiune, acest test nu este foarte, să zic așa, elocvent. Atenție, ăsta este noul Antutu 9. Celelalte telefoane sunt testate cu Antutu 8. Este doar așa să vă arăt nu e bine să compari versiuni diferite de benchmark. N-am mai reușit să fac rost la timp de un Antutu 8, dar ați prins ideea. În altă ordine de idei, am și alte teste aici de gaming care arată flatant, scorul ăsta în 3D Mark Slingshot Extreme și mai am un scor aici în Vulcan. Eu zic că stăm foarte bine și le puteți compara și voi în baza de date Mobilissimo. E clar faptul că se descurcă la jocuri, nu are lag, e performant și partea și mai bună e că nu s-a încins la nici unul dintre cele teste. Acum, la interiorul acestui smartphone, Tică e o baterie familiară pentru că e aceeași capacitate văzută și la predecesor. E vorba despre 4500 de mAh. Atât avea și Mate XS-ul, iar ca idee Z Fold 2 are totuși 5000 de mAh. Încărcare la 55W, testând telefonul doar pe parcursul unei zile, nu mi se pare că mi-am dat seama exact dacă consumă sau nu multă baterie, pot să vă zic în schimb că se încarcă foarte rapid și că eu zic că în 20 de minute ar trebui să ai energie pentru poate o zi de muncă, poate, cu puțin noroc. Pentru securitate avem ceritorul de amprente lateral chiar aici, iar folosind această cameră frontală, poți debloca telefonul, ați văzut, mi-a detectat fața, s-a deblocat imediat, chiar dacă ăsta e degetul pe care trebuie să-l pun aici pentru deblocare, care s-a făcut rapid. Cred că am ajuns și la camere, dar facem o mică oprire pentru divertisment. Avem difuzoare stereo, vedeți, un difuzor este chiar aici, deasupra portului USB-C și mai avem și difuzor aici. Vedeți și un emițător infraroșu care controlat set-top box, aparat de aer condiționat și alte nebunii. Bifăm Wi-Fi 6 și 5G, ba chiar simt nevoia să vă și arăt ce scor am atins la un test de viteză? Acestea sunt valorile din speed test pe Wi-Fi cu un router Wi-Fi 6 de la RCS, RDS, DG, iată, 657 Mbps download, bac 694 și până la 669 Mbps upload. N-am apucat încă să testăm 5G-ul, dar îl vânăm. Avem și NFC, Bluetooth 5.2, iar acel USB-C de mai devreme este 3.1. Nu avem jack audio, ne nevoie să subliniez treaba asta și acum hai să vorbim despre camere. Aici în acest decupaj se află o cameră selfie de 16 megapixeli. Uitați-vă cu atenție totuși la ecranul principal pentru că Huawei nu a vrut să pună niciun breton sau decupaj în acest panou, a vrut să-l lase curat și să nu pună nicio cameră aici. Cam asta ar fi o altă realizare a lor. Acum că ne-am lămurit cu camera uh, selfie, hai să ne uităm în spate pentru că lucrurile devin interesante. Acest modul este uriaș, în principiu ar fi împrumutat de la un Huawei p 40 Pro Plus, cam asta este vibe -ul. Camera principală de 50 de megapixel, deschidere f1.9, telemetru laser, laser autofocus, stabilizare optică, apoi vin două camere telefoto. Una clasică, 12 megapixel, telefoto, stabilizare optică, zoom optic 3x, iar baitul ăsta de aici este vedeta. Atenție, 8 megapixel, camera periscopică, zoom optic 10x și chiar am testat treaba asta și încheiem cu o cameră de 16 megapixel ultra wide cu autofocus pe care eu sunt gata să o bănuiesc că ne ajută foarte mult la macro. Tehnologie laica, un blit generos, filmare 4 ca la 60 de fps și, doamne, era să sun pe cineva din greșeală. Uh, hai să vedem acum, vă promit niște mostre. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc pe balcon și să trag niște macrouri. Camera își dă seama foarte bine când se treacă pe modul macro, chiar înainte să apuc eu să apus pe ceva, își dă seama că trebuie să facă niște close-up-uri. Și culorile arată destul de ok, nu pot să zic că le înflorește prea mult sau le adaugă ceva extra. Și acum hai să facem o tranziție spre ecranul cel mare, ca să vedem noi mai fine ce am capturat. La focalizare trebuie să ai grijă, pentru că nici pe 40 Pro, nici pe 40 Pro Plus nu au fost chiar repere la acest capitol. Dar dacă știi în ce, la ce distanță poți să te apropii ca să iasă macro ul bine, o să iasă destul de ok. V-am promis și niște teste de zoom, hai să vedem până unde putem merge. Ok. Atunci când vezi o mașină de poliție parcată în fața blocului, te simți tentat să dai zoom. Asta e deja un zoom 3x și cred că asta era deja 10x. Deci vedeți câte detalii avem aici. Asta este, este 1x-ul și fiți atenți, ăsta ar fi cred că 5x-ul și asta este 10x, observați ce detalii bune. Hai să vedem încă un test. Pornim de aici, asta este 1x, apoi acesta este 3x, acesta este 5x și ne ducem până la 10x fără probleme și fără a pierde detalii, Cam cel mai bun zoom de pe piață în momentul ăsta, împrumutat transplanta de la Huawei P40 Pro+. Am făcut și niște selfie-uri așa mai pe fugă, cred că trebuia să scot opțiune de beauty, dar văd că focalizarea e ok, textura feței este ok. Cred că am văzut mai bine pe flagship din 2021, dar dacă îl compar cu ceva din 2020, ar trebui să fie ok. Deci culori ok, zoomul ul m-a dat pe spate și mai am încă un test de zoom. Ăsta este nivelul 1, apoi... De fapt, ăsta e 1, ăsta e 3x și aici cred că deja ajungem la 10x fără a pierde detalii. Este atât de detaliat încât văd că porumbeii au făcut niște mizerie pe mașina asta, dacă nu mă înșală privirea. Am lămurit o și cu asta, avem și un video filmat tot de la balcon, ca să testăm zoomul și în varianta video. Un pic mai albicioasă imagine dar face o treabă destul de bună. Acum că am lămurit și cu camerele, vom vorbi despre software. Huawei Mate X2 rulează Android 10 cu Emotion UI 11 aplicat peste. Se controlează prin gesturi, așa cum vedeți că fac eu aici. Acesta, spre exemplu, a declanșat multitasking-ul, care este de mai multe feluri. Înainte de asta, trebuie să vă spun că avem și Dark Mode aici și avem multiple surse de aplicații, știți că nu avem Google Mobile Services, nici Play Store, dar avem Huawei App Gallery, care este mereu actualizat cu noi aplicații, jocuri și noutăți. Mai avem și Petal Search, încă o resursă de a descărca aplicații, care agregă sursele de aplicații, știri, informații utile și cam tot ce ați vrea să aflați, inclusiv repere din zonă și chiar și niște magazine, afaceri, sport internațional și altele de genul. Acum am trecut peste acest aspect, avem și destul de multe opțiuni care mi-au plăcut la Huawei Mate 40 Pro legate de Always On Display. Se regăsesc și aici și poți să le schimbi, asta este zona Always On Display și asta este stilul pe care puteți aplica. Destul de multe cesulețe drăguțe cu niște animații foarte interesante și știu că puteți folosi și o poză sau chiar un GIF pentru a schimba modul în care arată Always On Display-ul vostru. Pentru securitate v-am zis deja, avem cititor de amprente și de blocarea prin cameră. Iar cel mai din stânga home screen este acest Huawei Assistant Today, care este un fel de colecție de widgeturi și shortcut și tool utile. Aici vedem contacte favorite, cât ai stat cu ecranul aprins și un feed de știri. Apoi, evident că poți să umbli la widgeturi. Mult minimalism aici. Pentru multitasking, ai întâi această aplicație deschisă, apoi tragi de aici și faci drag and drop și uite așa ai împărțit ecranul în două. Dar mai este un extra strat, în vreme ce tu folosești două aplicații cu ecranul împărțit în două, poți să mai folosești și pe a treia printr-o formă de fereastră plutitoare. În momentul ăsta avem două, iar acum avem trei. Calculatorul care poate fi micșorat și pus undeva aici la îndemână încât să nu încurce, faci niște calcule rapide, te mai uiți la un video și uite așa ai trei aplicații pe ecran în același timp. Puteți face și drag and drop între ferestre, să luați niște text, spre exemplu, din aplicația Notepad, să o duceți în mail, e doar un exemplu, iar aici aveți ferestre deschise în acest mod minimizat, puteți ține mai multe ca un soi de semn de carte într-o carte, cam asta ar fi o paralelă care vine în minte. În rest, aplicațiile preinstalate le cam știți, avem MeTime pentru apelul video, nu știu dacă s-a lăsat oficial în România, din ce știu eu nu, avem AI Life care controlați niște dispozitive inteligente, mai primim și Health cu care veți sincroniza brățarea de fitness sau ceasul, foarte important este acest optimizer care se ocupă de administrarea resurselor, numere blocate, are și un scanner de virus, avem și un Game Center care face și niște optimizări pentru jocurile pe care le-ați instalat, dar are și niște recomandări, oferte speciale, categorii și recompense, iar cam atât ar fi. Nu uitați de Petal, Petal Search și Petal Maps și cred că pot să vă arăt și un pic de uh, gaming pe final. Știu că ar trebui să avem și un Game Space pe aici care face acele uh, modificări și customizări pentru jocuri. Asta este aplicația Doron Notițe, de la una Utilă, iar uh, gata cu vorba, hai să ne și jucăm niște asfalt nouă, dăm volumul la minim. Vedeți, aport acolo opțiune de Game Acceleration uh, care se activează din acea funcție menționată anterior dedicată gamerilor. Acum, acesta nu este un review, este un unboxing un pic mai extins, cu niște impresii, spre exemplu n-am testat încă bateria, am făcut doar 3 benchmark-uri, mai sunt teste de făcut. Dacă nu vă place scalarea acestui joc, asta este varianta full. Alternativele ar fi 16 pe 9 sau 4 pe 3 care s-ar solda cu niște dungi negre. Câteva impresii despre acest smartphone are cea mai bine camuflată cută de pe ecran, trebuie să o cauți cu din adinsul ca să o găsești. În același timp este primul smartphone pliabil cu procesor de 5 nanometri, primul smartphone pliabil cu cameră periscopică și e cea mai bună cameră periscopică de pe piață, una deja testată și răstestată de noi pe Huawei pe 40 Pro Plus. Ecranul este luminos, am măsurat și pe cel interior și cel exterior și au sărit de 560 de lux. Procesorul este performant, cum confirmă și jocul ăsta și utilizarea de zi cu zi, dar și benchmarkurile. Iar pentru multitasking poți să ai trei aplicații deschise simultan. E destul de versatil, e destul de comod și face trecerea ușoară între ecrane în acest mod. La final de zi e totuși un telefon scump, un telefon de nișă, al cărui preț oficial este în jur de 2300 de euro. Ce ar face acest telefon mai bun? Păi pentru început ar fi util să avem Android 11 la bord, să primim niște încărcare wireless. Să putem folosi simultan ambele ecrane În special la camera ar fi utilă treaba asta Adică dacă eu sunt aici Să fie activat și uh, ecranul ăsta exterior Astfel încât să ajut un prieten să facă poze Să facem poze împreună Sau alte chestiuni de genul ăsta Sunt multe scenarii în care sunt utile uh, Să avem ambele ecrane activate simultan Și cam asta ar fi neajunsurile, Nu sunt foarte multe Încărcare wireless, Android 11 Și activarea ambelor ecrane în același timp Acum, na, mai sunt și alte mofturi să avem o protecție mai bună pentru ecranul acesta pliabil. Eu știu certificarea IP68, stylus, dar astea sunt cerințe pe care le ai de la toate pliabilele și n-am ajuns încă acolo cu toate. Acestea fiind zise, el este Huawei Mate X2, l-am scos din cutie și am făcut un pre-review, de departe pliabilul cu cea mai generoasă cameră la zoom, cu procesor de 5 nanometri și care se descurcă bine ca performanță în jocuri și la utilizarea de zi cu zi. L-am trecut prin niște multitasking, prin utilizare standard și prin niște experiențe multimedia și le-a trecut cu brio. Pentru teste mai ample, știți voi, urmează recenzia. Cam atât la puro. sper că v-a plăcut acest material după câteva ore de utilizare, cam o zi. La revedere!